a urmat facultatea dorită, a fost perseverentă și nu a dat niciodată înapoi. După ce a absolvit facultatea de construcții din cadrul Universității Ovidius din Constanța, Andra a devenit inginer constructor. Este un lucru benefic ca un dezvoltator imobiliar să acorde încredere tinerilor ingineri, pentru că astfel se pot crea foarte multe locuri de muncă și putem integra tinerii ingineri în acest domeniu. Acest lucru a venit în urma unei colaborări între Facultatea de Construcții și un dezvoltator imobiliar care își dorește să creeze pe piața muncii oferte pentru proaspeții absolvenți și nu numai. Este un proiect de mare viitor. Concret este vorba de un sprijin pe care Facultatea de Construcții, prin intermediul unor oameni de afaceri de succes, inimoși, vin în sprijinul, până la urmă, al formării profesionale astăzi pentru o investiție în viitor. Este un domeniu care necesită foarte multă activitate în teren. Ideea aceasta a venit datorită lipsei acute de personal și mai ales de în partea inginerilor. Dar numai anul 4 terminal. Trebuie să mergem și în anul 2 și în anul 3. Parteneriatul s-a concretizat în felul următor. Noi am plătit burse pentru 5 studenți, iar ei au venit efectiv să lucreze 8 ore. Absolvenții deveniți proaspeți ingineri au venit cu soluții inovatoare. De pildă, locuințele ar putea fi supravegheate de pe telefonul mobil sau am putea stinge luminile din casă de la câțiva kilometri distanță. Proiectele care sunt în derulare în momentul de față beneficiază de smart home. Este o tabletă smart prin intermediul care poți controla de la distanță partea electrică din locuință, centrală și aer condiționat. Totul va fi tehnologizat prin intermediul telefonului mobil. În cadrul acestui parteneriat s-a organizat în acest an un stagiu de pregătire pentru studenții Facultății de Construcții din an terminal. Reușim prin studenții noștri să ne apropiem mai repede, mai bine de așteptările mediului economic și într-adevăr să fie cei mai buni absolvenți. Pentru studenții noștri e nedefinită limita aceasta a colaborărilor. Tot ce putem, resursele noastre care le avem, le vom dirija către educație. Acest proiect vine în sprijinul tinerilor, le oferă un loc de muncă, iar ei le pun la dispoziție oamenilor diverse opțiuni prin care traiul de acasă să le fie mai ușor și mai plăcut.